Suntem la al doilea periplu în țară, după ce am venit și ne-am consultat cu cei locali, pentru că așa e frumos, și nu numai cei edilii locali, ci sunt aici de față reprezentanța ai universităților, ai mediului privat, pentru că așa e bine. În 2018 am făcut strategia. Acum, după 4 ani de zile, dăm seama, da? Deci venim și dăm raportul și vreau să vă spun că ceea ce am conceput noi din punct de vedere instituțional în strategie s-a îndeplinit și vă spun concret. Avem o nouă meserie în România, expert în dezvoltare durabilă. Suntem prima țară din Uniunea Europeană care avem această meserie. Primii 150 de funcționari publici le-am amânat acum 2 zile la București diplomele. Sunt nucleele noastre din ministere. E acum mesajul nostru către județele și din această parte a României e că vom avea 2000 de experți până în 2026, din care 75%, 1600 din zona locală. Și atunci le cerem sprijinul, pentru că e frumos să spui expert în dezvoltare durabilă, dar în ce domeniu? Și atunci le cerem sprijinul să vedem, începând cu mediul, digitalizare, social, oamenii care lucrează în sistem vor rămâne aceiași oameni, nu sunt posturi noi, dar vor deveni experți în diferite domenii, pentru că așa e bine ca să avem relația aceasta. În plus, noi în momentul de față avem o nouă platformă, agregator dezvoltare durabilă, prin care, de fapt, e memoria instituțională a dezvoltării durabile, toate rapoartele Eurostat și cele din România. Sunt aici colegii de la Institutul Național de Statistică. Am finalizat indicatorii pe dezvoltare durabilă. De anul viitor putem monitoriza pe diferite segmente, începând cu sănătate și terminând cu egalitatea de șanse, toți indicatorii care îi avem acum finalizați. Deci e un fel de informare reciprocă. Sunt aici universitățile. Universitatea din Iași va fi una din cele 9 universități care va pregăti expert să nu se ducă la București cel care e aici, ci merge aici la universitate și termină un curs post-universitar. Deci sunt foarte multe lucruri, vom avea un cod al sustenabilității, am coordonat strategia de economie circulară a României. Deci sunt foarte multe lucruri de discutat și vrem să avem un dialog. Iașul stă bine, stă bine. Iașul stă bine în sensul în care, evident, eu, cum să spun, ministerele implicate sunt cei care, mai ales la infrastructură. Noi suntem un fel de catalizator, un fel de liant. Deci eu nu pot acum să vă spun proiectele care sunt la nivelul județului Iași, dar știți care e problema cea mare acum la noi în România? În primul rând, avem cei mai mulți bani, finanțare 2021-2027, de când suntem membri ai Uniunii Europene. Cum vom cheltui acești bani? Și atunci trebuie să pregătiți proiecte maturi, așa cum spuneam, PNRR. Deci aici este o competiție sănătoasă. Ați văzut la eficiența energetică a clădirilor. Au fost până acum 5 anunțuri. Fiecare a venit cu proiecte, cel care are proiectul bine făcut, se semnează deja la Ministerul Dezvoltării aceste proiecte. Deci stă în puterea edililor locali ca să facă proiecte, să aibă o echipă bună de proiectare și după aceea, sigur, va avea posibilitatea să acceadă la acești bani, pentru că 90 de miliarde de euro până în 2027 sunt bani foarte mulți. Bine v-am găsit. Este vorba despre a 4-a sau a 5-a deja conferință dintr-o serie mai mare de conferințe realizate de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României și prezentăm aici un proiect foarte important și pentru Guvern și pentru România, un proiect care se străduie să pună pe picioare o serie de indicatori care să măsoare cât mai fidel dezvoltarea durabilă. Știm cu toții că acesta este unul dintre conceptele moderne care vine să revizuiască atitudinea statului față de relația cu societatea și să modifice scopul statului, pe lângă dezvoltare să fie introdus și acest concept de durabilitate. Și acest proiect vine să răspundă nevoii de cuantificare a dezvoltării durabile.
Avem alături de noi colegii de la INS, împreună cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă. Eu reprezint Asociația de Dezvoltare Regională Oltenia. Cei colegii de la INS se ocupă de componenta de măsurare obiectivă a indicatorilor de dezvoltare durabilă obiectivi. Noi ne ocupăm de componenta de măsurare subiectivă a opiniei publice la adresa subiectelor ce țin de dezvoltarea durabilă și sunt sigur că veți găsi subiect interesant în această conferință în cadrul prezentărilor noastre.